Out of the Box Controverse în dialog Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint Salutare tuturor, bine ați revenit la Out of the Box Eu sunt Cătălin Striblea și alături de mine este Laurent Balint, expert în marketing. Și probabil pe viitor el ar putea fi înlocuit cu un robot. În cazul meu e mai greu. Salutare! Salut, Cătălin! Nu zic că nu se știe ce după colț. Am făcut un test la România în direct, am l-am rugat pe chat GPT să prezinte el emisiunea, chiar o emisiune plecată de la chat GPT, pe cine o să înlocuiască în viitor. Am pus și o voce de la Google. Da, și uh, mă rog, și ceva drăguț, dar n-a putut să facă mai mult de 30 de secunde pentru început. Adică, el atât s-a rezumat, n-a putut să introducă emoții, am o grămadă de critici la adresa lui, nu l-aș fi angajat să facă România în direct. Dar tu ai spus în urmă câteva secunde pentru început. Pentru început. Adică da. Vorbim despre niște începuturi, sunt formele incipiente, o să vedem unde o să se ducă și unde o să fie o menire mâine și. Ce lucruri o să mai inventăm? V-ați dat seama, astăzi discutăm despre meserii în schimbare și lume în schimbare, ce profesii de viitor am putea avea și ce profesii nu o să mai avem, asta e ideea, am râs de tine pentru că am văzut un copywriter făcând o declarație în presă și zicând așa texte pentru care eu cer 600 de euro și pă, sunt texte la care muncesc un pic, sunt făcute de chat GPT mult mai repede decât mine și decent, spune el, uh -huh. și decent, adică ar putea să mă înlocuiască la o adică dacă am de făcut multe chestiuni mecanice, știi? Asta înseamnă că eu, care astăzi lucrez cu copywriter, va trebui să lucrez cu chat GPT-ul sau cu cine va fi la momentul respectiv. Adică vrea... să-ți introduci să... conceptele în chat GPT Iată și să... Și el să-ți dea soluții. Da. Aici mi-amintesc de o discuție pe care am avut-o în urmă cu 4-5 ani cu reprezentanții unei companii mari din România, care m-au invitat să țin un curs de marketing sportiv la 300 de angajați din domeniul financiar al lor. Și am făcut, păi da. Ok, marketing sportiv la domeniul financiar și mi-au explicat că ce încearcă este să le deschidă perspectivele, să le schimbe un pic modul în care văd viața, să expună la cât mai multe lucruri interesante, pentru că viitorul chiar pe domeniul financiar va fi altul. Și au făcut o paralelă foarte tare, mi s-a părut atunci și mi se pare în continuare, cu jocul de șah. La început a fost șah om contra om. Da. Ulterior a apărut un computer și a fost om contra computer pe care au pus computerele să bată între ele, iar astăzi este foarte popular și foarte interesant, eu cu computerul meu contra tine computerul tău. Și nu câștigă de fiecare dată cel mai bun șahist, pentru că acolo intervin alte abilități, iar omul trebuie să știe când să asculte de computer și când să meargă peste computer, deci să decidă singur. Și Am văzut la copilul meu o variantă de șah robotizată în care poți să joci pe cinci. 5... Planuri deodată, pentru că la un moment dat tu ai greșit o mișcare și poți să te întorci în timp să rei dintr-un punct, da? Am făcut no, o paranteză. Ai făcut o paranteză da. nu, nu la asta mă refeream, ci la faptul că va trebui să începem să trăim cu computerele, să învățăm, să lucrăm cu computerele și miza mare va fi ca fiecare dintre noi să știe să colaboreze cu computerele, cu inteligența artificială, cu roboții care vor apărea. Nu va fi opțională. Adică este deja foarte clar direcția în care ne îndreptăm și se văd deja în lumea reală lucruri care au prins viață. Asta înseamnă că trebuie să avem skill noi sau moduri noi de înțelegere a profesiilor noastre. Da, practic este o temă mare, trebuie să învățăm să învățăm continuu, adică și copiii noștri trebuie să învețe să învețe, nu mai este să învețe o meserie, pentru că poți să înveți o meserie și mâine meseria să dispară, să fie înlocuită de o imprimantă 3D. Să zic, mamă, lucrez în construcții și am învățat meserie și... Se meserie. Păi mâine s-ar putea să printeze casele. De deja se văd Asta știm, uh, proiecte da. realizate. Și atunci și... e mult mai important decât să înveți o meserie, este să ai abilitățile de a învăța continuu. O să discutăm probabil ceva mai mult despre asta în episoadele viitoare. Mm -hmm. Te întorc un pic la trecut. Nu e prima dată când trecem Absolut. prin schimbări Absolut. de genul ăsta. Adică ele sunt periodice, acum nu le mai simțim, ni se par aproape normale, dar dacă ne uităm în urmă, putem să punem degetul pe câteva. Acum apar schimbări în niște zone unde înainte nici nu ne puneam problema că putem fi înlocuiți de uh, roboți sau de mașinării sau ceva. Dar îmi amintesc că uh, la începutul anului 2000 când lucram pentru Dacia și era Dacia Renault de-abia să se preluată Dacia de scurt timp și am avut cercetări care ne-au arătat impactul pe care l-a avut modernizarea mașinii Dacia asupra unui segment de populație care a fost afectat foarte puternic pentru că erau meșterii la care mergea toată lumea. Adică fiecare bloc, fiecare stradă, fiecare cartier avea pe cineva la care te duceai să te ajute să mai lipești ceva la Dacia ta. Adică era omul care mai lega două furtuni între ele descurca încurcătura, ca să zic așa. E, în momentul în care Dacia a compactat motorul și a venit totul și trebuie să duci în service pentru a identifica problema și soluția, oamenii respectiv le-a dispărut scopul în viață. Dar erau foarte valoroși, erau prestigiu și mergeai la țară, aduceai porcul tăia, treceai și pe la meșter și lăsai niște cărniță, niște slăninuță. Dar erau era o are... industrie. Plăteai eu, de exemplu, l-aveam pe Nea la care mergeam cu o Dacia Nova destul de des, dacă mi-aduc bine aminte, cred că nu trecea luna, dar ce lună? Odată la două săptămâni șurbuia ceva la mașină. Da, și au fost oameni care practic și-au pierdut scopul viața și locul în societate și au trebuit să reinventeze, adică au trebuit să reinventeze. Unii dintre ei au reușit să reinventeze, alții au rămas cu tristețea, apoi cum erau vremurile odată și tot. Asta am zis, da, aceeași mașină, dar și la maioneză. Noi aveam pe cineva pe scara blocului la care știu că se cea mai și ruga să ajute să nu se taie maioneza și tot la, maioneză, la maioneză, până a apărut maioneza la borcan și acum Pff. nu mai este... Da, nu mai nu e nevoie. Nu, 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 e nevoie nu, da. nu mai Da, rar devine ceva artizanat și acum, și acum ai menționat copywriter, copywriter art direction, adică partea de vizualuri, lucrurile astea deja sunt foarte avansate. Și mă uitam că Everton, clubul de fotbal Everton din Așa, Premier League deja lucrează cu niște soluții automatizate pentru a-și crea campaniile de comunicare. Practic, la începutul sezonului introduc într-un sistem pozele jucătorilor, pozele de echipă, blogurile adversarilor și tot. Și în timp real există un soft care creează postări cu a dat gol X. Serios? A, se a fost penalti la minutul și, doar. și se face în timp real, niciun om, doar un om aprobă și dă drumul în social media, dar toată munca este automatizată. Deci acum când au luat bătaie de la Liverpool, de exemplu... Tristețea de la final era deja programată, s-a creat în câteva mii de secunde probabil vizualul și postarea a fost în real time, în timp real, pe internet. Asta este foarte trist, adică nu poate să fie un robot mai trist decât fanii lui Everton. Poate cel mult să simuleze... Tristețea, mi se pare într-un fel nedrept. Dar știu lor, am că de aici, din aceste mici constatări, uh -huh. ne îndreptăm către trei tipuri de concluzii din ceea ce îmi spuneai. Aș zice mai mult, ne îndreptăm spre un viitor în care s-ar putea să nu mai trebuiască să muncim toți, adică să nu mai fie această presiune în care toată lumea să muncească, toată lumea să meargă la muncă. Și eu încep să fiu adeptul din ce în ce mai puternic al acestei teorii și sunt trei mari motive în spate. Unul este faptul că majoritatea oamenilor sunt nefericiți cu locurilor de muncă, E adică ar renunța într-o secundă dacă ar putea să nu mai meargă la locul de muncă și să primească niște bani și să stea acasă să facă alte lucruri. E foarte important, adică fericirea... Cu condiția să primești bani, da? Cu condiția să primești bani. Ok. Așa să fie al treilea motiv, ajungem și la el. Al doilea ar fi faptul că noi consumăm resursele planete într-un ritm nesustenabil, adică este imens de mult cât consumăm și foarte multe dintre resurse sunt consumate pentru niște locuri de muncă care vor putea fi făcute de inteligență artificială, roboți okay. sau Deci, Iar al treilea, și foarte important, este toate aceste lucruri vor crește productivitatea în economie. Practic, producția totală a unei țări depinde direct de numărul oamenilor productive astăzi. Odată cu apariția acestor uh, uh, roboți și automatizări, productivitatea nu va mai depinde de oameni. Și atunci putem să avem o mașină Tesla, va fi de 5 ori mai productivă decât o mașină care astăzi este condusă de un șofer și care face anumite trasee într-un interval de timp. Deci, practic, sunt trei factori care fac ca să nu mai fie obligatorie munca pentru toată populația. Marea provocare va fi să găsim o soluție cum împărțim plus valoarea, adică cum va ajunge plus valoarea generată și nu mă refer la mâine sau pămâine, mă refer la un viitor mai. Pe timp, mediu uh, lung. De asta e foarte interesant ce spui, pentru că, sigur, mediu lung, dar s-ar putea să fie această discuție purtată în unele țări, chiar în timpul vieților noastre. Adică, deja se poartă de deja... discuția, nu am început eu da. subiectul, uh, pentru că trebuie să ne regândim modul în care trăim și cum uh, funcționăm în societate. Atenție, vine un tăvălug, vine un tsunami. Vor dispărea locuri de muncă șoferi, în momentul în care mașinile vor fi autonome și vor putea fi să funcționeze singuri, nu vei mai avea nevoie de atâția șoferi cât ai nevoie astăzi. Dar vei este... avea nevoie de oameni care să întrețină toată această aparatură da. care livrează servicii. Uh -huh. Asta da. Și întotdeauna vor fi nevoie. Și aici, dacă e ai să fac o recomandare, eu tot timpul m-am luat după teoria evantaiului. Adică am încercat să am opțiuni. Ai zis că jobul meu va putea fi înlocuit? Da, o parte dintre ele vor putea. Dar eu mâine, dacă am nevoie, pot să fiu om de publicitate, să lucrez în agenție de publicitate, pot să fiu marketing la o companie de marketing, pot să fiu manager la un business, pot să fiu antreprenor, pot să fiu profesor în cadrul unei instituții sau pot să fiu trainer, freelancer pe, pe comp propriu sau pot să fiu autor să scriu, am patru cărți pe care vreau să le scriu în intervalul următor. Deci am un evantai de opțiuni astfel încât în momentul în care mi se închid anumite căi, accesez celelalte. Deci soluția pentru a nu fi stresați este unul să învățăm, să învățăm, să știm, să ne adaptăm și al doilea să avem tot timpul un evantai de opțiuni pe ce putem face mâine dacă apare o schimbare dramatică. Loran Balint este invitatul meu permanent la Out of the Box. Discuția asta continuă săptămâna viitoare. Despre capacitatea de a învăța, despre adulții care trebuie să învețe, și vă povestim și despre un film celebru, nu? Haideți să o să vedeți despre ce e vorba. Mulțumesc pentru prezență. Ne auzim duminica viitoare. La revedere! Out of the box Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balit.